Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. Din când în când abordez în această serie și subiecte care țin de educație. Pot aminti videoclipurile ce învățăm la școală, de ce trebuie să învățăm, educație și populism. Dar o fac destul de rar și n-am mai abordat acest subiect de mai bine de 2 ani. Și m-am întrebat cu câteva zile în urmă de ce. De ce nu public mai des videoclipuri legate de problema educației? Și am ajuns la concluzia că în zilele noastre e atât de distorsionată ideea de educație, se pot auzi atâtea idei absolut absurde despre educație, încât atunci când încerci să îndrepți lucrurile, ai senzația că te lupți cu morile de vânt. Și această senzație mă face de cele mai multe ori să abandonez realizarea unor videoclipuri pe tema educației. Dar pentru că de curând am auzit din nou, probabil pentru a suta oară, o idee pe care sunt absolut convins că ați auzit-o și voi, ba chiar mi-e teamă că mulți dintre voi sunteți de acord cu ea, m-am hotărât să mai fac un videoclip care are legătură cu educația. Un videoclip despre cultura generală. Ideea pe care am auzit-o din nou recent este aceea că nu mai trebuie să avem cultură generală, deoarece putem găsi orice informație pe internet. Adică, în zilele noastre, cultura generală n-ar mai fi necesară. Ei bine, voi încerca să demonstrez două lucruri. 1. Că cei care fac astfel de afirmații nu înțeleg ce este cultura generală și 2. Că azi e nevoie mai mult ca oricând de cultură generală. Dar întâi câteva cuvinte despre cum se formează cultura generală. Există o singură modalitate, învățând și citind. E nevoie de amândouă. Nu există cultură generală fără învățare și nu există cultură generală fără lectură. Despre învățare voi vorbi poate cu altă ocazie, depinde de reacția pe care o voi avea la acest videoclip. Acum vă voi spune doar că învățarea presupune efort. Învățarea este cu atât mai eficientă și cu efecte pe termen mai lung, cu cât se face cu mai mult efort. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie neplăcută. Dacă vă place un sport, știți că activitatea respectivă vă cere efort, dar faceți acel efort cu plăcere. Întrebarea care îi preocupă pe mulți, din păcate nu pe toți, este cum îl facem pe copil să învețe cu plăcere, cum îl facem să fie dispus la efortul necesar. După cum am spus despre învățare, vreau să vorbesc în alt videoclip, acolo voi încerca să răspund pe larg la această întrebare. Deocamdată doar întreb, cum l-ați făcut pe copilul vostru mic să-i placă să schieze? Ducându-l pe pârtie, punându-l pe schiuri, supraveghindu-l și îndrumându-l. Aceeași metodă îl poate face pe orice copil să dorească să învețe, să învețe cu plăcere. Dacă unui copil nu-i place să învețe, nu este vina lui, este vina părinților și a școlii. Dar revin la lectură. Literatura este o artă și mai sunt și altele, nu? Pictura, sculptura, muzica, cinematografia, arta dramatică și așa mai departe. De ce are un rol mai mare decât celelalte arte în formarea culturii generale? Pentru că literatura este arta cuvântului, a ideilor, a gândurilor. Este arta care poate să lege cunoștințele pe care le-ai dobândit cu alte cunoștințe. Poate să integreze informații care la prima vedere par inutile în contexte legate de viață, dându-le sens și valoare. Este arta care dezvoltă gândirea, exprimarea, inteligența emoțională. Acum să vedem ce nu este cultura generală,
Pentru că tocmai înțelegerea greșită a acestei noțiuni îi duce pe unii la concluzia că nu mai este necesară. Cultura generală nu este o sumă de informații, nu este o bază de date. Dacă știi o grămadă de lucruri din diverse domenii, încă nu înseamnă că ai cultură generală. Depinde ce știi și cum sunt integrate aceste cunoștințe într-un sistem. De pildă, nu prea are rost să știi pe de rost capitalele tuturor țărilor. Dacă te pasionează acest lucru, poți să le înveți. De ce nu? Este loc suficient în creier și dacă ți-ai propus să faci acest lucru, foarte bine. Orice exercițiu de memorare este util. Dezvoltă chiar capacitatea de memorare, așa că e binevenit. Aici am avea o altă temă de discuție. Mulți au oroare de memorare, dar memorarea este o etapă indispensabilă a învățării. Nu există învățare fără memorare. Dar să revenim. E foarte bine dacă cunoști toate capitalele lumii, felicitări. Dar nu înseamnă că n-ai cultură generală dacă nu cunoști toate capitalele lumii. Pentru că, într-adevăr, astfel de informații le putem găsi ușor pe internet. Însă, dacă atunci când auzi Valeta, nu știi dacă e o capitală sau o prăjitură, ai o problemă, pentru că ai auzit despre Valeta la geografie sau ar fi trebuit să auzi și dacă atunci ai fi învățat, acum numele ăsta ar trebui să-ți spună ceva. Internetul nu te poate face să ai o privire de ansamblu asupra geografiei politice și fizice mondiale. Numai studiul geografiei în școală poate să facă asta, deoarece în școală studiul se face sistematic, etapizat, ordonat. Degeaba iei din când în când câte o informație fără context de pe internet, nu vei înțelege niciodată geografia lumii, așa cum o înțelege cel care a învățat-o cândva, chiar dacă a uitat o grămadă de amănunte și multe informații punctuale. Un alt exemplu. Nu trebuie să citești tot ce s-a scris de valoare în lume, nimeni nu poate face asta. Dar dacă n-ai citit nimic de Hemingway, nici de Dostoievski, nici de Kafka, nici de Orwell, nici de Thomas Mann și de încă vreo sută de autori extraordinari, din nou ai o problemă. Oricâte lucruri ai citit pe internet despre noi, oamenii, numai arta te poate face să înțelegi problemele, emoțiile, felul în care gândesc și simt alți oameni. Și numai literatura te poate face să înțelegi viața altcuiva. Aici vreau să fac o paranteză. Un roman bun sau un film bun nu se reduce la ce se petrece în el, la povestea pe care o spune, la conținutul epic. În artă contează nu ce comunici, ci cum comunici. Arta adevărată este despre cum, nu despre ce. De aceea, cărțile în care sunt povestite romane sau filme de artă sunt o mare păcăleală. Îi păcălesc pe cei fără cultură generală să creadă că asta e tot. Dar să povestești un roman al lui Dostoievski sau un film al lui Hitchcock este o crimă împotriva artei. Un roman bun, un film bun, o piesă de teatru bună nu se pot povesti, pentru că nu sunt valoroase prin acțiunea care are loc acolo, ci prin felul în care artistul sau artiștii au folosit acțiunea, conținutul, pentru a transmite un mesaj. Iar cultura generală te face să înțelegi acest lucru și te învață că nu există artă second hand. Internetul îți poate povesti acțiunea, dar nu poate să te facă să simți mesajul, iar arta este despre simțire, despre învățare prin simțire. Alt exemplu. Dacă nu ești un specialist în domeniul muzicii sau un pasionat al muzicii clasice, nu înseamnă că n-ai cultură generală dacă nu recunoști o piesă muzicală, să zicem, clasică. Să ascultăm un fragment muzical. Thank you.
dacă nu poți spune titlul și compozitorul, nu înseamnă că n-ai cultură muzicală. Dar dacă spune cineva că această piesă este compusă de Vivaldi și îl crezi, e evident că n-ai cultură muzicală. Pentru că ceea ce auzim este o piesă din perioada clasică. De fapt, aparține unuia dintre cei trei mari clasici. Este Sinfonia numărul 38 a lui Mozart. Pe când Vivaldi aparține perioadei preclasice, iar muzica preclasică este foarte diferită de cea clasică. Shazam nu poate să-ți explice diferența. Poate să spună cum se numește piesa muzicală, dar nu te poate face să înțelegi prin ce se deosebește ea de piese muzicale din altă perioadă sau prin ce se deosebește o sinfonie de un concert sau jazzul de rock și așa mai departe. Poți afla aceste lucruri doar dacă vei asculta multă muzică bună din toate perioadele și din toate genurile. Știu că mulți vor spune acum nu-mi place muzica clasică sau nu-mi place jazzul sau amândouă. E normal să nu-ți placă un gen muzical mai complex, mai sofisticat, dacă nu-l asculți. Lucrurile de valoare, lucrurile sofisticate, ajung să ne placă doar după ce ne obișnuim cu ele. Un hamburger cu tot felul de grăsimi, condimente și sosuri poate să-ți placă imediat, pentru că e vorba de un amestec de zeci de gusturi simple cu care ești obișnuit. Dar o mâncare sofisticată, rezultatul unei experiențe poate de sute de ani, cu un gust specific, rar întâlnit, pentru că e greu de obținut, nu o să-ți placă la început. Abia după un timp vei începe să o apreciezi. Alții vor spune, dar de ce trebuie să-mi placă muzica clasică? Nu trebuie. Dar dacă nu vei să-ți placă muzica clasică, renunți la cea mai complexă, cea mai elaborată muzică pe care a realizat-o omenirea. Dacă ar fi să poți alege din sute de locuri unde să-ți petreci concediul, n-ai vrea să-l petreci într-unul dintre cele mai frumoase și mai interesante locuri? În cazul ăsta, de ce nu întreabă nimeni, dar de ce trebuie să mă duc într-un loc frumos și interesant? Lăsați-mă într-unul banal, va poate chiar urât, acolo îmi place mie. Deci nu trebuie să ne placă nici muzica de calitate, nici filmele de artă, nici literatura, dar e păcat. Nu știi ce pierzi. Cred că ați înțeles ce nu este cultura generală. Nu este multă informație în detaliu, nu este o sumă de date din toate domeniile fără legături între ele, nu este o bază de date. Este ceea ce rămâne în creier după ce ai învățat multe și ai citit multe. Ai învățat multe din diverse domenii și ai citit multă literatură. Cineva a spus, cultura generală este ceea ce îți rămâne în cap după ce ai uitat tot ce ai știut. Sigur, afirmația e exagerată, dar descrie foarte bine ce este cultura generală. Și acum să vedem ce rămâne după ce ai citit și ai învățat și ce este cultura generală. După ce ai învățat, ai citit și după ce ai uitat multe, rămâi cu informațiile de bază, cele cu adevărat importante, necesare ca să poți recunoaște și integra într-un sistem orice informație nouă. Cu alte cuvinte, cultura generală este ceea ce îți ordonează informația. Așa sunt stocate informațiile în mintea unui om cu cultură generală și așa în mintea cuiva fără cultură generală. Cultura generală îți ordonează, îți ambalează, îți sortează informațiile, le încadrează într-un sistem. Această acțiune te face mai eficient, deoarece poți recunoaște categoria din care face parte o informație, poți să o compari în minte imediat cu alte informații din aceeași categorie, poți să o legi de informații de același tip și să o încadrezi într-o imagine de ansamblu. Internetul nu poate face nimic din toate astea. Iar această ordine și ordonare a informației te face capabil să observi analogii
între lucruri care par să nu aibă nicio legătură. Te ajută să înțelegi anumite lucruri pentru că cunoști alte lucruri. Dar, din nou, ar putea să spună cineva, și ce dacă în mintea mea informația nu este organizată? Mă descurc și așa. Sigur că te descurci. Toată lumea se descurcă. Dar mai trebuie să-ți pui și întrebările, cum mă descurc și de ce alții, poate mai puțin inteligenți decât mine, se descurcă mai bine? Pentru că te-ai putea descurca cu siguranță mult mai bine cu ajutorul culturii generale. Însă și mai grav este faptul că atunci când informațiile nu sunt organizate, lucrurile se agravează în timp. E ca într-un depozit. Într-un depozit ordonat, marfa care vine va fi plasată automat la locul potrivit. Dar într-un depozit în care e haos, pe măsură ce vine marfă, haosul se face și mai mare, până când e afectată însăși funcționarea depozitului. Informațiile care vin într-o minte neorganizată nu își găsesc locul corect și duc la greșeli de gândire, de logică. Cultura generală mai este și ceea ce îți dă o viață mai plină, mai complexă și mai frumoasă. Cultura generală este fereastra prin care vedem lumea, iar această fereastră se face tot mai mare pe măsură ce înveți și citești mai multe. Viața este o călătorie. Imaginați-vă că o faceți într-un vagon de tren. Cu cât aveți informații din mai multe domenii, cu atât mai mare se face fereastra vagonului și cu atât puteți vedea mai mult din peisaj. Dacă nu știți nimic decât din domeniul în care v-ați specializat sau în care vă desfășurați activitatea, fereastra e mică. Dar dacă înveți la școală la toate materiile, dacă citești și înveți și după ce ai terminat școala, fereastra se face tot mai mare și mai curată, poți vedea tot mai multe lucruri, călătoria devine tot mai interesantă. Dacă fereastra e mică și murdară, călătoria devine plictisitoare și atunci apare depresia. Cultura generală te face să observi că lucrurile au întotdeauna atât părți rele cât și părți bune. Problema este că nu-i nevoie de cultură generală ca să simțim părțile rele. Suntem foarte sensibili la ceea ce nu ne place, la ceea ce considerăm nedrept, la ghinion. Dar cultura generală ne face capabil să observăm și părțile bune. Ne face să înțelegem că răul și nedreptatea sunt de multe ori relative, țin de multe ori de concepțiile noastre și că de multe ori ne facem singuri rău. Ultima caracteristică a culturii generale despre care mai vorbesc azi este cea care ne arată că, așa cum am spus la început, în zilele noastre, cultura generală este mai necesară ca oricând. Cultura generală înseamnă discernământ. Am mai făcut odată comparația dintre informație și ciuperci. Cred că e o comparație bună. Dacă trăiești la oraș și îți plac ciupercile, nu trebuie să știi mai nimic despre ele, trebuie să știi doar care îți plac și care nu. Și asta deoarece le cumperi de la prăvălie, gata alese, gata sortate. Dar dacă trăiești într-o zonă în care ciupercile se găsesc din abundență și îți place să le culegi singur, trebuie să știi mai multe despre ciuperci, altfel ești în pericol. Același lucru este valabil și în cazul informației. Unele informații sunt folositoare, dar altele sunt otrăvitoare. Mai de mult, principalele surse de informație erau școala și biblioteca, iar acolo informația era deja aleasă și sortată, așa cum sunt ciupercile în prăvălie. Nu trebuia să știi multe lucruri despre ea, deoarece se ocupaseră alții cu alegerea și sortarea ei. Trebuia doar să o consumi. Dar azi, datorită internetului, toată lumea este fiecare zi la cules de informație. Așa mai mare parte din informație ți-o iei singur. Și exact ca în cazul ciupercilor, dacă te pricepi, e în regulă, vei alege informația corectă. Dar dacă nu te pricepi, vei alege și informații otrăvitoare. Probabil știți că, de regulă, ciupercile otrăvitoare sunt mai colorate, mai frumoase decât cele comestibile. Te învie să le culegi.
Exact așa este și informația care te manipulează. Este spectaculoasă, senzațională, te face să te simți mai deștept decât ceilalți. Dar cultura generală îți dă discernământul necesar în alegerea informației, te ferește de otrăvire. Dacă știi un pic de biologie, nu vei culege de pe internet informațiile care spun să nu te vaccinezi și să pui în pericol sănătatea ta și a altora și chiar viața copiilor tăi. Dacă ai învățat un pic la fizică, nu vei crede că există motoare care nu folosesc surse de energie și nu vei arunca banii pe fereastră cumpărând dispozitive HHO sau care băgate în priză îți reduc factura la energie electrică. Dacă ai învățat un pic la chimie, nu-ți vei spăla copiii pe cap cu tot felul de substanțe pentru uz veterinar sau pentru igienizarea casei. Dacă ai învățat un pic la geografie, vei ști când auzi că s-a întâmplat ceva undeva, cam pe unde se găsește în lume acel loc, măcar dacă este aproape sau departe de tine. Dacă ai învățat un pic la matematică, îți vei da seama când o situație statistică este corectă și când este alterată cu scopul de a induce în eroare. Dacă ai învățat un pic la istorie, votul tău nu va putea fi ușor manipulat, deoarece vei recunoaște în cele spuse de unii politicieni idei care s-au vehiculat de când lumea și care n-au dus niciodată la bine. Dacă ai citit câte ceva, vei fi în stare să simți dacă o informație este binevoitoare sau, dimpotrivă, manipulatoare. Și exemplele pot continua la infinit. În concluzie, departe de a nu mai fi necesară, în zilele noastre, cultura generală este mai importantă ca oricând. În final, vă rog să nu-mi scrieți în comentarii că omul modern n-are timp pentru cultura generală. Aceasta este o altă idee manipulatoare, ți se oferă o scuză ca să dormi liniștit. Omul modern are mai mult timp ca oricând. Nu lucrează decât 5, uneori chiar 4 zile pe săptămână, în timp ce cu mult timp în urmă se lucra 6 zile pe săptămână. Are mai multe zile libere și de concediu decât a avut vreodată. Are mult mai puține lucruri de făcut acasă, există mașini care spală haine, mașini care spală vase, aspiratoare de praf care lucrează singure, tot felul de substanțe care ușurează igienizarea casei și multe altele. Nu generalizez, știu că există oameni care muncesc foarte mult și chiar nu mai au nici energia necesară, nici timpul necesar pentru lucruri pe care ar vrea să le facă, dar nu pot. Le mulțumesc pentru că fac asta, dacă muncesc cu folos pentru ei, e cu folos și pentru noi ceilalți și trebuie să le fim recunoscători. Dar, și mă adresez acum restului lumii, dacă ai timp să te uiți la ecranul telefonului ore în șir în fiecare zi, ai timp să vorbești la telefon ore în șir în fiecare zi, ai timp să te uiți seara la filme în care unul cu un cuțit îi bate pe 20 cu arme, sau în care apar balauri care scot flăcări pe nas. Dacă ai timp să stai cu prietenii la bar sau în restaurant, ore în șir, discutând despre telefoane, automobile, politică și fotbal. Dacă ai timp să te plimbi prin supermarket și mall-uri cu orele în fiecare săptămână, dar spui că n-ai timp să citești, înseamnă că nu-ți cunoști prioritățile. Din experiența mea, cel mai adesea spun că n-au timp oamenii care nu fac prea multe. În final, nu cred că nu sunteți de acord cu următoarea afirmație. Dacă am încercat cu toții să alocăm mai mult timp lecturii și învățatului, indiferent ce vârstă avem, lumea ar deveni un loc mai bun, mai frumos și mai interesant. Dacă sunteți de părere că în zilele noastre n-avem nevoie de cultură generală, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând! You don't wanna tell me.